Tragic accident în Raionul Hâncești. Un tânăr de 31 de ani a decedat după ce mașina în care se afla ca pasager a fost tamponată frontal de un alt automobil. S-a întâmplat în seara de 26 decembrie, în jurul orei 19:45 de minute, în apropiere de satul Lăpușna. La fața locului, imediat s-au deplasat o echipă de polițiști, ambulanța, dar și o echipă de pompieri. Oamenii legii au stabilit că totul s-a întâmplat după ce un șofer de 28 de ani s-ar fi angajat într-o depășire periculoasă. Un bărbat de 28 de ani, domiciliat în satul Pașcani, conducând un automobil de model BMW, având ca pasager o femeie de 19 ani, a ignorat prevederile regulamentului circulației rutiere, astfel ieșind la depășirea unui mijloc de transport, a tamponat frontal un automobil de model Audi, care se deplasa regulamentar pe banda sa de circulație, la volanul căruia se afla un bărbat de 31 de ani, având ca pasager un alt bărbat de 31 de ani. În urma impactului, pasagerul din mașina care circula regulamentar a decedat la fața locului. Tânăra de 19 ani aflată în cealaltă mașină a rămas blocată între fiarele vehiculului. O echipă de pompieri au reușit în scurt timp să deblocheze adolescenta, apoi ea a fost preluată de medicii de pe ambulanță. Tot la spital a ajuns și șoferul de 31 de ani. Potrivit polițiștilor, automobilistul de 28 de ani a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii continuă investigațiile.